Târgu Jiu. N-a fost nuntă, ci un festival al berii, de la care n-au lipsit însă copiii. Doi dintre cei care au trecut pe acolo au pierdut numărul paharelor de bere și au ajuns la spital în comă alcoolică. Cel mai probabil doar cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ei vor fi trași la răspundere. Comercianții jură că nu le-au vândut bere, iar polițiștii nu pot dovedi contrariul. A venit bea, doamnișoara mea, mor de bea, a vomitat acasă, spune că a băut pe insuliță. La festivalul berii, când a văzut în ce stare este nepotul ei de 11 ani, bătrâna nu s-a pierdut cu firea și a sunat la 112. Medicii și-au dat seama imediat ce s-a întâmplat. A fost adus în stare avansată de ebrietate, acum după perfuzare începe să-și revină. N-a trecut mult timp și medicii au fost nevoiți să interneze un alt copil, mai mare cu un an, care prezenta aceleași simptome. Este al doilea copil pe ziua de astăzi, adus în stare de ebrietate. El a fost mai grav, în comă alcoolică de-a dreptul. Băiatul a venit însoțit la festivalul berii de câțiva prieteni. După câteva pahare de bere, a ajuns în comă alcoolică la spital. De obicei, mai bea alcool? Nu, niciodată nu mi-a făcut. Acum cu zilele orașului. Zilele orașului și comercianții să-și vândă băuturile alcoolice au dat inclusiv și la copii. Vânzătorii se jură însă că nu au servit niciun minor. Eu sunt vă spus că nu se vând băuturile alcoolice. Asta e problema. După toate directivele care mi le-a transmis primăria și cu organele de control, m-am conformat cu limita legii până la ora 1 noapte. Inspectorii de la OPC au făcut mai multe controle, dar în urma lor au descoperit numai negustori cinstiți, așa că nu au dat nicio amendă. În schimb, bunica băiatului de 11 ani și părinții celui de 12 riscă să fie trași la răspundere pentru că i-au lăsat pe cei mici nesupravegheați. O urmărire ca în filme a fost fatală unui bărbat.